poți deveni puțin mai bogat în fiecare zi. Trimite un SMS la 2012. Activează opțiunea mini și poți câștiga marele premiu de 40.000 de euro, până la 10.000 de euro zilnic și 10 de premii speciale, smartphone-uri și tablete. Cosmote, lumea noastră ești tu. Recunoaște desigur peisaj cu piața imobiliară Complet Imobilă. Normal. Un exemplu de artă primitivă, investiția în aur, gold. Aici puteți admira capodopera câștigul din depozitele bancare, gravură pe un bob de orez. E chinez. Nu. Și aici profitul la bursă în ultimii ani. Genial. E timpul să descoperi o piață nouă, accesibilă și sigură. Piața de artă. Alege arta.ro. Bună seara, bun găsit la Ultima Oră, sunt Tudor Mușat. Codru-i frate cu românul, așa spune Zicala. Întrebarea este cât de serios tratează românul această relație de rudenie. Avem de ieri o lege a picnicului, care arată foarte bine pe hârtie, cât de bine va arăta la fața locului, la iarbă verde, discutăm în ediția de față. Printr-un straniu mecanism al compensației, dacă am respirat mai puțin fum de grătar printre blocuri, am putea inhala mai mult fum de țigară. Un proiect de lege ar vrea să facă posibilă vânzarea țigărilor la bucată. Pe cine ar ajuta să fumeze de mic, el este nedebănuit. Despre inițiative cu potențial de scandal vorbim astăzi seara la Ultima Oră. Printre ele și cele legate de minoritățile etnice, subiect încă delicat în România. Vă spunem în câteva clipe despre ce e vorba. Îi salut pe invitații noștri, actrița Ani Crețu, bună seara. Mihnea Mihailescu, arhitect, scenograf, bună seara. Cibi Magor, director Worldwide Fund, ecologist, blogger, bună seara, bun venit tuturor alături de noi. Înainte de orice însă, dați-mi voie să revedem împreună câteva din momentele zilei aici la Realitatea TV. Prima zi din cele două în care politicienii au luat locul realizatorilor, prezentatorilor și jurnaliștilor postului nostru. Să nu ai emoții, să fii calm. Păi ce emoții să ai? Cred că doar nebunii n-au emoții. Și acum unde mergem? Aici, să scriem intrăbeta. Da, să nu citesc intrăbeta? Da. Nu citesc, nu. Prea o putere. Mult succes! Mulțumesc! Bună dimineața! Sunt Georgian Pop și vă prezint jurnalul Orei 9. Dragoș Sasu vine cu alte, cu cele mai noi informații despre acest caz. L-am văzut când citește. Și? Cum am văzut? Cred că n-ai avut tu suficient de timp să stai pe să revezi. Mergem mai departe la colegul nostru, la colegul meu, Claudiu Manda, care va prezenta realitatea de la ora 10. Georgian, te felicit, tu te-ai descurcat foarte bine, iar dacă te-ai descurcat tu, sunt sigur că pot să mă descurc și eu. Să te inspire doamna Dincă în prestație, nu tipa din America. Să nu ieși nervos din studio. Mă duc direct să mă îmbăt. N-a fost ușor. Aceasta a fost realitatea orei 10. La ora 11 urmează emisiunea Fabrica, prezentată de doamna Nerica Nicolae. A doua zi dimineața, spuneți cum a fost, ca să știu dacă am avut de fericit sau de rica. Băieți, voi întâi, cum a fost într-o emisiune cu politicieni și după aia eu? Pentru mine, sincer, acum a fost o mare onoare să deschid acest experiment. Mi-a plăcut tot. Mi-a plăcut ideea, mi-a plăcut poate cel mai mult încurajările. Și e clar că am învățat să respect mai mult și să-i apreciez pe moderatori și pe jurnaliști în general. Mâine dimineață politicienii o iau de la capăt. Valul 2 de oameni politici vin aici în studiourile Realitatea TV pentru a fi moderatori, realizatori, prezentatori. Ani Crețu, ai detectat trac în vocile, în gesturile multora dintre ei? Păi da, și cred că e normal, pentru că nu sunt stăpân pe situație. Orice om poate să pățească asta atunci când nu este stăpân pe meseria asta, de exemplu. Poate că, uite așa, este mai apreciată meseria voastră de oameni de televiziune și de către cei care sunt... Se dau ei tot timpul loviți, sunt criticați de către oamenii de presă și de oameni de televiziune. Poate așa vă apreciază în sfârșit. Mihnea, ce-ți spune exercițiul ăsta? E o ocazie pentru politicieni de a se repoziționa cumva în ochii publicului într-un anume fel? Da, într-un fel, sigur, și sunt obișnuiți cu luminile și cu rampa, dar într-un fel
e altceva, sigur, e o altă meserie. Cineva spunea după ora pe care a realizat-o, mi-au transpirat palmele. Era așa o descărcare la final de program. E o imagine reconfortantă să vezi politicienii muncind. În sfârșit am apucat să văd și așa ceva, e foarte, foarte bine. Poate o să vă propuneți pentru anul viitor să încercați să îi stimulați să muncească la locul lor de muncă. Asta ar fi un proiect cu adevărat de impact realitatea, dacă ați face să lucreze la Parlament, să lucreze în guvern și unde au ei ar trebui să aibă treabă. Spuneam că mâine o luăm de la capăt, vă invităm să-i urmăriți pe ceilalți politicieni care vor veni aici în studiourile Realitatea TV, dar pentru că vorbeam de ce au lucrat aleșii, o să discutăm exact acum despre asta. Au lucrat un proiect care a fost deja promulgat și a intrat în vigoare. Amenzi usturătoare îi pasc pe cei care vor face grătare în fața blocului. Deputații au adoptat legea picnicului, care prevede sancțiuni de până la 50.000 de lei. Proiectul de lege ajuns între timp lege prevede amenajarea unor zone speciale pentru desfășurarea unor astfel de activități. Cei care vor fi prinși ca prind focul pentru grătar în spații neamenajate vor fi amendați cu sume cuprinse între 100 și 5.000 de lei. Deja la noi deșeurile au devenit o problemă istorică. Dacă te apuci să sapi o șansă să găsești deșeuri și la 10 cm și la 20 și la 30 cm, deja cantitatea este mult, mult prea mare. Sunt niște cerințe minimale să fie locuri împrejmuite, locuri în care să existe recipienți pentru colectarea deșeurilor selectivă, să existe o sursă de apă ca cetățenii să-și poată spăla un vas, să nu mai vedem râurile poluate, să existe toalete ecologice, iar acolo unde doresc să amenajeze și zone de campare, obligatoriu trebuie să existe și dușuri. Schimbarea este majoră dacă ne gândim că mulți oameni erau obișnuiți să facă grătare pe blocuri, pe străzi sau chiar în curtea bisericilor. Legea nu se referă doar la grătare, ci și la spălatul mașinilor sau al covoarelor pe spațiile verzi. În Brașov există deja 5 spații special amenajate, iar bucureștenii pot face grătare în sectorul 4, în Parcul Văcărești. Legea picnicului a fost inițiată de Asociația Green Revolution alături de 4 parlamentari. Am să încep cu Cibi Magor pentru că e exact domeniul de activitate al domniei sale. În ce măsură legea asta, care arată foarte bine pe hârtie și ar trebui să protejeze mediul, urechile noastre, nările noastre de mirosul de fumul de grătare printre blocuri, va putea fi și pusă în practică? Niciodată nu legile au fost problema noastră. Noi în foarte multe domenii avem legi extrem de bune. De exemplu și în domeniul silvic avem o legislație bună. Asta nu înseamnă că această legislație se și respectă. Acum, iarăși, pe hârtie putem să interzicem ce dorim să interzicem, dar asta nu înseamnă că va fi o schimbare în atitudinea oamenilor. Până la urmă, haideți să facem un exercițiu de imagine. Cam câte spații amenajate ar trebui să avem de 1 mai ca toți românii să aibă loc unde să-și facă un grătar. Adică pofta noastră de ieșit la iarbă verde și la grătar e mai mare decât numărul de locuri amenajate special plus, pentru așa ceva? Eu am întotdeauna o problemă. Problema mea este că întotdeauna când încercăm să rezolvăm o problemă într-un mod negativ, adică dând amenzi oamenilor, niciodată nu lucrăm, nu încercăm să facem într-un mod constructiv, adică să răsplătim atitudinea oamenilor care fac totuși un alt fel de ieșire în natură. De exemplu, sunt foarte mulți oameni care ies cu sacul de gunoi și tot toate deșeurile generate pe parcurs să aducă înapoi în oraș. Eu am văzut de foarte multe ori aceste lucruri. Întotdeauna trebuie să ne gândim puțin constructiv. Acum trebuie să vedem cine o să dea aceste amenzi, cine o să se ducă în pădure să verifice dacă sunt oamenii la grătar sau nu sunt oamenii la grătar și așa mai departe. Adică, iarăși, este din punct de vedere al comunicării, este o lege eficientă și frumoasă. Din punct de vedere al eficienței, nu știu, nu pot să spun că am rezerve, dar o să vedem ce efecte o să producă exact. Cum să mani? Nimeni nu ne întrece la mimarea reglementărilor? Cred că ține de fapt despre atitudinea fiecăruia dintre noi, despre simțul nostru în ceea ce privește pătrățica pe care o uzăm zi de zi sau pe care vrem să o mai uzăm și la anul. Dacă eu mă duc și în urma mea nu-mi pasă că las un șervețel sau mai mult decât atât, o ladă de gunoi, păi despre asta e vorba. Vreau să vă spun că până în urmă, cu vreo 2 luni de zile, eram singurul nebun din bloc, dintr-un bloc foarte mare, care colecta
deșeurile, da, gunoiul, pe categorii. Sticlele la sticle, le și turteam, le așezam frumos, hârtia la hârtie și gunoiul la gunoi. Și când vedeam că pungile mele, pentru că erau pe trei culori diferite, sunt puse în același loc, în aceeași mașină de gunoi, și mie îmi lua și timp, îmi lua și bani, îmi trăgeau bani din buzunar. Culoarea pungii trebuia să fie diferită, timpul meu de a călca în picioare fiecare sticlă, gunoi pe care îl puneam separat și nu dădea nimeni doi bani. Deși ni se pusese la vizier o hârtie că ar fi bine să facem așa, lucru pe care îl făceam de un an și ceva înainte. Doi ani de zile am petrecut timpul așa și nu a folosit la nimic. Ce facem în continuare cu această lege? Foarte bine am spus colegul meu de platou. Principiul ar fi că prin repetiție, cumva, nu, prin puterea exemplului, lucrurile se mișcă. Nu cred că așa, cred că prin amenzi. Nu, românul știe de un singur lucru, de bici. Românul, în secunda în care ajunge în Austria, în Germania, se devine cetățean model. Pentru că acolo sunt legi, unde legea nu-i tocmai. Dar tocmai nu e vorba de lege, e vorba de cultură, e vorba de societate. Societatea nu tolerează așa ceva. În Austria, dacă scap ceva pe jos, imediat cineva ridică și spune: nu vă supărați, ați scăpat ceva pe jos. Te simți foarte, foarte o formă politică de a nu-ți spune că ai aruncat de fapt ceva evident, pe jos. Evident, în România am încercat acest exercițiu pe autobuz undeva în zona aviatorilor, am încercat să ridic o chitanță, păi numai că n-am primit o bătaie, adică privirea aia care te provoacă, cum ai îndrăznit tu să faci, l-am și întrebat, cumva ați scăpat, vreți să ridicați? Nu, vă ajut să ridicați? Nu, nu mă ajutați, lăsați acolo. Aia ce reacție frumoasă de la mine, sunt unele și mai violente și foarte urât din punct de vedere verbal și dacă sunt bărbați mai ales, pentru că românul este și mitocan prin excepție. Sau prin românul e frate excelență. Cu codru, cel puțin așa scrie pe o grămadă de panouri pe care le vedem răspândite prin țară, mai ales în zonele verzi, la poalele munților, în Poiene și așa mai departe. Se sinchisește cineva, Mica Mihăilescu, de toate anunțurile astea așa poetico... Nu, astea... Deci e... Cum s-a spus, o problemă de procedură pe o lege care începe cu e interzise de amendă, se va face asta numai în locurile special amenajate. Eu nu sunt bucureștean, născut în București, sunt arhitect, eu nu știu aceste locuri special amenajate, acum aud că în sectorul 4 e acesta. Eu cred că atâta timp cât nu se începe cu interdicția și cu nu va fi voie decât în locurile alea, iar locurile alea nu există. Avem aceeași problemă cu parcările. Atunci în general, omul își amenajează nu ai voie special să staționezi singur aici, dar nici n-ai unde să muți mașina da, în altă parte. Da. Adică da, amenziile astea care pot ajunge foarte mari până la 50.000 de lei folosesc în sine, pentru că Ani vorbea ceva mai devreme de amenzi, amenzi usturătoare, amenzi pe care să le simți. Te face asta să reacționeze altfel în România? Asta e o parte, partea coercitivă, dar dacă nu există și unde să te trimită, adică... O modalitate românul va găsi, pentru că românul va găsi, da, își va găsi și atâta timp cât legea nu delimitează foarte clar care este zona... Da, și care este zona nu, totdeauna se va găsi un da nu așa. Plină, suprapopulată și vor face, va fi un singur grătar și fiecare va avea parcela lui pe grătar da, cu micul da, lui. Da, o să ajungem, cum se întâmplă la mare, în zonele foarte aglomerate, toată lumea e așa într-un fel de băltoacă plină de alge, plină de mizerie, pentru că toți se concentrează acolo, la fel o să fie și cu locurile astea special amenajate. Trebuie să pornim oarecum de la bază. Oamenii, în primul rând, nu știu că pădurea nu este un loc unde poți să intri în orice moment și poți să faci orice. De acolo trebuie să pornim. Pentru că atâta vreme cât oamenii nu știu, până la urmă, ce înseamnă spațiu comun, ce înseamnă o pădure, când intri, în ce pădure intri și ce se întâmplă. Niște, nu reguli sau nu legi, câteva reguli de bun simț, câteva lucruri elementare. Atâta vreme nu putem să ne așteptăm de la acești oameni să știe cum se comportă într-un spațiu verde. Mai ales un om care n-a ieșit niciodată din orașul lui. Un om din București, de exemplu, care iese prima dată într-un spațiu verde, el nu știe până la urmă principiile de bază cum trebuie să te comporți. Aceste lucruri trebuie să fie explicate într-un fel. Noi nu încercăm să explicăm oamenilor, noi spunem, venim și vă dăm o amendă dacă nu faceți. Eu văd, de exemplu, când ne referim la păduri, dacă ne uităm, întotdeauna cei care pică la razii sunt niște oameni cei mai amărâți de obicei, cu care fură cu o căruță ceva. Eu cred că și aici va fi acest caz, pentru că în România știm că oamenii care se descurcă nu primesc amenzi și oamenii care sunt amărâți primesc o amendă. Acum de locurile astea specializate, doar o clipă aș vrea să vă arăt unde se mai fac grătare în România. În capitala României, în București, mai precis, pentru că imaginația conaționalilor noștri n-are limite.
Aveți imaginile? Probabil că nu aveți cum, o să dezlegăm noi misterul. E vorba de un acoperiș de pe clădirea Gării de Nord din București. Nimic nu-i prea puțin, să spunem așa, atunci când vine vorba de a petrece câteva clipe agreabile în compania fumului de mici, a muștarului, a păhărelelor de plastic, vedem. Eu la mare am crezut că a luat foc hotelul, ca să aflu că vecinii de sub mine făceau pe balconul hotelului grătar. Pe balcon afară făceau grătar. Eu nu veneam să cred, adică mă uitam jos, vii cu grătarul la hotel, nu înțeleg. Dar, adevăr, este posibil. Terasele clădirilor sunt niște spații care ar merita să fie amenajate. Am văzut proiecte în care sus era iarbă, era... Hai să fim serioși, că ne mai uităm și noi în filme și mai au ăștia penthouse-uri în filme, vorbim de americani, de francezi, de englezi, și acolo își permit să facă grătar. De ce iar avea nevoie și noi nu? Eu cred că totul se rezumă, de fapt, la ceea ce lăsăm în urma noastră, în urma unui grătar. Că am dreptul să mă duc să-mi fac dintr-un... Mi-au un grătar de la un peco dintre ăsta, m-am dus, am făcut doi mici, zic, sau un pește, ce mănâncă fiecare, dar am strâns tot și nu las în spatele meu un malder de reziduri și de cărniță nemâncată și oase, și acolo se întâmplă tot felul de infecții și de picnicul românului nu prea seamănă cu dejun pe iarbă de mane, adică ce rămâne. Câteva imagini care ne arată cum poate să fie picnicul românului, le urmărim imediat. Aseară am fost la bir, ca tot omul necăjit, măi. Aseară am fost la bir, ca tot omul necăjit, măi. Și trei răchie am băut, poate un pic m-am cam făcut, măi. Bun, poate arăta și așa un moment agreabil la iarbă verde. Acum întrebarea e, în mijlocul acestei petreceri ad hoc, cam unde îl vedeți potrivindu-se pe agentul care să vină și să spună, știți, aici n-aveți voie? Adică, Cibimagor, un exercițiu de imaginație, cam ce i s-ar întâmpla respectivul? N-are loc, doar dacă intră în horă. Nu, aici, până la urmă, legea în sine nu propune un lucru rău, adică nu este un lucru rău ca să faci. Eu îmi aduc aminte cum erau ieșirile, când ieșeam cu familia, când eram mic, m-a învățat ieșirile la iarbă verde să respect natura. Tocmai aici e problema, trebuie să ne folosim de aceste ieșiri ca să educăm lumea. Întotdeauna eu merg pe optimist și merg pe soluții constructive și nu pe soluții destructive, tocmai de aceea spun. E bine să avem o lege, eu nu spun că este un lucru rău, dar pe lângă această lege trebuie să avem alte inițiative cu care să încercăm să schimbăm până la urmă. Acum, aș vrea să mă lămuresc în privința amenzilor. E soluția constructivă, Ani, sau soluția destructivă mai degrabă? Adică dacă pui amenzi foarte mari, reușești să generezi o reacție în sensul dorit? Sau dimpotrivă, lumea o să spună, cine ești tu să mă amendezi pe mine în halul ăsta? Până la urmă, bunurile sunt ale întregului popor, nu? Cum auzeam noi pe vremea comunismului. Depinde și ce amendezi și cum amendezi. Că dacă reducem la tot ce se întâmplă în jurul nostru și, domne, și-a trândit un grătar pe malul unui lac și pentru cum a venit să dea la pește și a plătit pentru zona respectivă, mi se pare lipsit de bun simț și mi se pare abuziv. Dacă într-adevăr dai amendă cuiva care vezi că și-a strâns cortul, și-a strâns ca la balocul, dar în spate lasă dezastru, atunci facem o comparație între cele două situații și noi ca oameni putem avea discernământ, nu eu, vorbesc de cel care va aplica legea, cel care va da amendă. De fapt, să nu ducem lucrurile la extrem, să nu dăm amendă tuturor oamenilor care sunt la iarbă verde și vor să facă un grătar. Da, eu acum m-aș întreba, Mihnea, în ce măsură autoritățile locale din zone ca acelea au într-adevăr resursele să vină să facă acele controle, au resursele să amenajeze acele locuri, pentru că mi-amintesc de un caz celebru, cred deja, voluntari care s-au dus și au curățat munții din zona stațiunii Bușteni, au venit cu sacii de gunoaie în localitate, predându-i primăriei și spunând, uite ce am adunat noi de pe munți, și primăria a spus, plecați cu sacii de aici, nu avem ce să facem cu ei, nu era treaba voastră să faceți asta, duceți gunoiul în altă parte, nu îl aduceți aici. Da, cred că... Ceea ce era halucinant. Adică, birourile de urbanism din primării de-abia reușesc să aibă, în acele zile în care trebuie să meargă pe teren, de-abia reușesc să depisteze clădirile construite fără autorizație sau, mă rog, ce se întâmplă urât în zona asta cu construcțiile, dar păi să meargă pe râu așa în jos și să vadă unde cineva a lăsat. Cred că dacă
Dacă asta pică în responsabilitatea primărilor, cu siguranță nu există. Bun, o să vedem ce fel de inițiative pozitive, dacă vreți să le numim așa, pot interveni atunci când vorbim de grătar și de picnic. Un bărbat întreprinzător din Târgu Jiu a construit grătarul cu termopan, pentru ca amatorii de mici să-i poată savura în orice anotimp. Nu e o glumă, ci o afacere în toată regula. Clienții nu sunt prea încântați de ceea ce văd așa la prima impresie, dar asta nu îi împiedică să cumpere totuși mici. Niciodată n-am văzut. Chiar că ceva inedit. Că românii sunt mari amatori de mici, se știe. Dar că grătarul s-a mutat permanent între blocuri și îmbrăcat în termopan, nu s-a mai văzut până acum. Aici grătarul cu termopan l-ați văzut? L-am văzut, da. Și cum vi se pare? Aiurea. De ce? Păi și dacă era fără, ce se întâmpla? Comerciantul din Târgu Jiu are și o explicație pentru mica lui prăvălie. Așa, pur și simplu, să nu mai iese fum în afară, să nu mai facem atâta poluare, să fie totul în regulă. Avem niște mici foarte buni, care se vând foarte bine. Geamul este pus să nu mai iese fumul în stradă, să urce în sus. Nu, avem reclamație foarte bine. Oferta la grătarul cu termopan este variată. Pe lângă mici pofticioși pot să comande și cârnați trandafiri. Micii costă 2 lei și cârnații trandafiri 5 lei. O să vedem în câteva clipe unde se poate ajunge. De la grătare făcute printre blocuri, se poate ajunge și la ocupatul străzii cu evenimente de familie. Dar vă povestim despre asta în câteva clipe. A fost un exemplu foarte relevant. E bună inițiativa să nu mai deranjezi foarte tare în jur cu fumul de grătar? Ne-a arătat foarte bine că nu avem noțiunile de bază până la urmă. Fata a spus că poluează grătarul și dacă punem undeva după un termopan, nu mai poluează. Păi asta înseamnă că nici măcar despre simțul ce înseamnă poluarea nu prea, adică nu înțelegem. Adică până la urmă tot atâta deșeuri să se genereze, tot atâta fumă să fie și așa mai departe, indiferent dacă facem în casă sau în afara casei. Doar că nu o să-l mai simtă în imediata vecinătate cei din zona respectivă. Cam da, dar până la urmă, încă o dată, legea nu este împotriva grătarelor. Legea este împotriva deșeurilor generate de activitatea noastră de a ieși la iarbă verde și a lăsa prăpăd în urma noastră. Până la urmă, inițiativa și ideea nu este una rea, dar nu o să fie niciodată de ajuns dacă ne bazăm pe o idee că cineva va veni și va da o amendă. Eu pot să vă dau exemplu. De exemplu, stăteam în Cluj și acolo pe malul râului scria: nu aruncați, amendă nu știu ce, dar amenda era foarte mare și exact sub semn era acoperit cu peturi. E, asta ține de spiritul nostru de frondă, unde vedem un panou cu nu călcați florile, trecem tamam pe acolo, unde vedem un panou cu afișajul interzis, lipim și noi câte ceva. Și aici e o mare problemă, pentru că suntem printre puținele țări unde avem plachete cu nu călcați pe iarbă. Până la urmă, în toate celelalte țări, în Bruxelles, toată lumea iese, stă pe iarbă verde, este o activitate urbană acceptată și general respectată. Toată lumea se bucură. Noi oarecum avem spațiu verde ca să ce? Ca să ne uităm? N-am înțeles. Da. Bun, asta ar fi o idee. Poate alta ar fi micnea faptul că distrugem în asemenea măsură spațiul verde, fie că e un parc din oraș sau pe munte o poiană, încât mai bine ne luăm măsuri de precauție și scriem n-ai voie, ca să nu se întâmple nimic. Da, și cum am spus la început, scriem n-ai voie aici, numai în locurile special amenajate și pe care nu le găsim noi așa. Exact ce spuneam mai devreme, că românului trebuie legi foarte clare, de aici și până aici. Pentru că cred că ține de fapt de atitudinea noastră față de pătrățica pe care trebuie să o respectăm. De asta și vreau să spun, am avut o întâmplare destul de ciudată. Veneam dintr-o țară foarte de departe și un personaj care a călătorit de-a lungul timpului din America până în Europa, până în Amsterdam și de Amsterdam până în București cu noi, nu știu dacă era român sau era străin, dar la vama a vorbit englezește. Ideea este că în momentul în care a ajuns și-a călcat în aeroport, a avut un comportament, mi-am spus bărbatului meu, zic, ăsta călătorit cu noi tot drumul, cum până acum ne-am obs-? A fost lângă noi, în fața noastră, în spatele nostru, s-a comportat civilizat și când a trecut aici, pe lângă noi, efectiv m-a dat la o parte. Bine, eu sunt și foarte mare, adică trebuie să faci un efort foarte mare să mă dai la o parte. Iar omul foarte, foarte exuberant și foarte, până atunci nu s-a comportat așa și am spus, uite cum se comportă omul când intră în România. Dar el nu cred că era român, pentru că vorbea la vama englezește. Oricum, vorbind de spațiile verzi, avem legea spațiilor verzi, dar și autoritățile nu respectă. La noi, România, este o problemă care ține de aplicarea legilor. Păi, dar de ce nu se aplică foarte greu și când se aplică, pe cine prinde, îl ustură.
În loc să aplicăm tuturor celor pe care îi prindem cât o amendă mică, o amendă mică, o amendă mică, îți scuturăm un pic de ureche și nu mai face. Nu aici e problema. Încă o dată, respectarea legilor. În România, de exemplu, legea spațiilor verzi care spune că nu au primăriile voie de a da construcții, adică autorizații de construcții de orice fel. Și totuși ce vedem, primăriile sunt care inițiază tot felul de proiecte, inclusiv în București, în Parcul Tineretului. Nu știu câte proiecte au fost în ultima vreme ca să se mai construiască câte ceva. Ori un fun park, ori o pârtie de schi, ori tot timpul trebuie să fim inventivi, pentru că în România avem oarecum pasiunea de a lăsa ceva în urmă. Și exact gândim ca egiptenii că dacă nu putem să lăsăm altceva, punem o piramidă în loc de sau lăsăm în urmă foarte multe gunoaie pe locul de picnic. Păi nu numai la asta mă refer. Autoritățile tot timpul vor să fie foarte creativi și să lasă ceva foarte spectaculos, grandios. Dacă avem o clădire, trebuie să construim o clădire și mai mare și așa mai departe. Eu sunt curios care va fi următorul proiect după Catedrala Mântuirii Neamului. Ce o să mai construim? Că nu cred că o să ne mulțumim. Casa Poporului o avem deja. Și iarăși, spațiu verde, spațiu verde, dacă ne uităm numai prin București și prin orașele mari din România, câte spații verzi s-au distrus de când s-a adoptat legea spațiilor verzi, ne lămurim cum stăm cu legislația. Da, spuneam că nu numai grătarele se pot face printre blocuri, ci și evenimente de familie în toată regula, cum ar fi, de exemplu, nunta, pe care o să o vedem în câteva clipe. E semnată, e ștampilată. Dă-te-mă la o parte. Numai că hârtia de la primărie nu le-a fost de folos șoferilor, care s-au încumetat să se urce pe trotuar și să treacă milimetric pe lângă cort. Hai. Ați încercat să mergeți încolo? Ați evitat sau cum a fost? Am evitat, da. Ce să deranjez oamenii dacă nu aveam loc și pe altă stradă. Oamenii din zonă ne-au oferit mai multe explicații. La cort, în mijlocul drumului. La noi se practică chestia asta. Am văzut că mașinile nu pot trece. Nu știu, au vorbit cu poliția, nu știu ce s-a întâmplat. Așa suntem aici. Dacă dânșii au autorizație, mi se pare normal să facă și ei, pentru că se face o dată pe viață o nuntă și neavând posibilități materiale să facă la restaurante, face și el unde poate, ca să căpătuiască, cum să zice. Alții însă nu au fost atât de înțelegători cu tânărul cuplu și au chemat polițiștii, care au plecat la fel cum au venit, după ce au primit o copie a autorizației eliberată de primăria sectorului 6. Acum stau și mă întreb care o fi distracția să petreci având tot timpul grijă să nu te agațe vreo oglindă de mașină care trece pe lângă cortul tău. Da, sau nu pare un impediment? Nu cred că asta e o problemă. Problema este șoferului cum să evite să nu intre în bucluc, de fapt. Nu, mă mir că nu s-a trezit în cortul ăla cu vreo mașină în interior. E un moment de bucurie care trebuie împărtășit cu toată lumea, Mihnea, adică să fie și asta la mijloc? Cred că da, n-ar avea niciun haz dacă nu te vede da, toată lumea. Adevărul e că și acum vorbind de un cetățean de acolo și spus, dacă omul atât are ca posibilitate financiară, ce să facă? Da, asta e foarte inventing. Interesant ca justificare. E cât se poate de interesant, pentru că s-ar putea ca multă lume să n-aibă posibilitatea și atunci să coboare practic în spațiu public, fie că e vorba de stradă, poate fi și scara blocului, adică poate fi un subsol, iartă-mă, poate fi o terasă de bloc. Cum poți contesta o autorizație? Eu nu pot acum să comentez lucrurile astea, pentru că n-am dat-o eu, nu pot decât să-mi dau cu părerea. Cei care au făcut, oamenii erau legal acolo. Asta e culmea. Oamenii n-aveau nicio vină, își luaseră autorizație, făcuseră toate demersurile. Cum pot eu să-i blamez pe ei? N-am cum. Ori primarul se dovedește sensibil în momentul în care îi spui n-am casa terminată și atunci unde aș putea să fac o nuntă? Pe strada putare, din sectorul tău. Am voie? Da, pentru că n-ai casa gata, te rog, poftește în stradă. Oricum ne luăm puțin pe sentimentul negativ și pe puțin pesimism. Eu cred în continuare că în România nu acești oameni sunt cei care sunt majoritari, așa cum nu oamenii nesimțiți sunt majoritari în trafic, numai că ei sunt cei care se văd. Eu cred că în România există foarte mulți oameni care sunt constructivi, care sunt în stare să se unească, ca să se comporte ca o comunitate. De exemplu, faptul că am organizat ieri Earth Hour și acolo am văzut în trei orașe o mobilizare incredibilă. 16 tone de peturi au strâns oamenii din Bistrița, care nu este un oraș incredibil de mare. Pentru mine este un exemplu foarte clar că românii, în secunda când au un imbold pozitiv, au o organizare bună, au o idee bună, se mobilizează și se comportă ca o
comunitate. Eu cred că în egală măsură trebuie să promovăm și exemplele pozitive. În egală măsură trebuie să arătăm cât de mulți concetățeni avem care știu să se comporte exact ca un cetățean model. Da, e foarte interesant, dacă tot am ajuns în punctul ăsta, Mihnea, că de obicei excepțiile astea de care vorbește Cibi Mogor par până la urmă să țină în loc pe cei care respectă regulile, cumva. Adică în momentul în care ai blocat o stradă cu un cord, chiar dacă ești excepție, se cheamă că în clipa aia toată lumea care ar fi vrut să treacă pe acolo nu mai are cum. Și atunci degeaba ești un cetățean care respectă regulile și pe cele de circulație și legile țării, că te pleci în fața nesimțirii. În principiu, într-un fel. Da, într-un fel, mă rog, funcționează asta cu conceptul mai larg al caprei vecinului. Dar, nu, și eu cred că, până la urmă, vechea regulă cu fă ce îți place, dar nu deranjează pe ceilalți, cumva este suma a ceea ce ar trebui să se întâmple, legiferat sau nelegiferat. Că până la urmă nu cred că lumea este foarte în cunoștință cu sutele de legi care s-au dat și cu ce ai voie și ce n-ai voie atunci când face ceva în domeniul. Da, e de presupus că ai avea voie să faci o nuntă cu cort undeva pe stradă? Blocând circulația. Asta spune, e da, nu ne referim doar la nuntași, ci și la cel care a dat autorizația. E de presupus că nu ai voie să blochezi circulația, în sfârșit depinde sigur și de arteră și de exemplu. Pentru filmări, unele străzi se pot bloca, iar altele nu niciodată. Cazul pe care vi l-am arătat, cu strada blocată din București, are și un frate mai mare, dacă putem să-i spunem așa. E vorba de un întreg drum județean blocat de un cort de nuntă în Giurgiu. Vedem imaginile. Posibil și așa ceva s-a întâmplat în toamna anului trecut, destul de aproape de București, pe un drum județean care trece pe lângă Giurgiu. Am văzut, cortul avea de data asta dimensiuni potrivite avea pentru un drum județean. Avea chiar și un girofar de semnalizare. Eu rămân mut când văd așa ceva. Pe cuvântul meu, chiar nu știu ce se poate spune de așa ceva. Adică chiar avea un girofar. Ce putem comenta? Avea triunghiul, deci triunghiul era oarecum piesă de rezistență acolo arătat, gata. Noi lucrăm. Probabil era o mașină înăuntru și erau lucrări de reparații, nu-mi dau seama ce făceau. Acum stau și mă întreb, dacă ați fi trecut pe acolo vreunul dintre voi, Mihnea, cam cum ai fi reacționat? Eu tocmai mă ocup și de scenografie pentru că cumva am glisat era din arhitectură. Era un cort bine pus la punct acum, dacă tot ai pomenit de asta? Și tocmai am lucrat la un film în care avea ca acțiune un cort pus peste o intersecție mare din București și care se lega de trecerea de pietoni, de stâlp, de semafor, de tot, treceau mașinile prinăuntru și chiar salvări care treceau. Deci nu m-ar fi uimit, adică, dar de multe ori realitatea depășește. Dacă dădeam înainte filmul făcut de tine, chiar, și nu știi asta, spunea că e science fiction. Chiar două triunghiuri semnalizatoare, ca să fie sigur. Vezi? Da, s-au luat toate măsurile de siguranță acolo, nu e glumă. Da, cumva să mă gândesc că anumite evenimente mari care s-au făcut în fața Casei Poporului, festivaluri de bere și alte proiecții de film și concerte, care la început, dacă ne amintim, în anii 90, erau cam pe bază de corturi și de mică butică ambulantă acolo. Și pe bază de autorizație. Și pe bază de autorizație și de oprire a circulației în toată zona aceea. Urmarea acestui caz a fost că poliția până la urmă a intervenit cumva să facă ordine. Ne îndoim că a reușit, aici, deși a fost prezentă la fața locului, să risipească petrecerea. Probabil că s-a ajuns ca de obicei la mică înțelegere. Dar nu știu de ce ne miră acest caz. Eu mă gândesc la un singur lucru. Eu sunt printre majoritarii bucureșteni, cei care merg pe jos în fiecare zi și câteodată, exact în centrul orașului, în Unirii, nu pot să circul pe stradă pentru că sunt tot felul de oameni care vând de la ciorapi
până la tot felul de piese pentru duș, pentru tot felul de instrumente casnice și nu-mi vine să cred. Adică numai în România pot să cumpăr banană, chiloți și șosete de la același stand. Da, și acum, de la kilometru zero. Toate imaginile astea pe care le-am pus în legătură cu modul în care folosim până la urmă spațiul public, fie că e vorba de șosea, de drum național, de spațiu verde, poiană, terasă de bloc și așa mai departe, reîntorcându-ne la întrebare, cumva, Micnea, toate legile astea, care arată foarte bine pe hârtie, produc efecte? Sau ajungem mereu la câte o portiță, prin care să ne strecurăm de efectele ei? Se termină cu atâta timp cât procedurile nu sunt puse la punct și cât, atâta timp cât alternativa nu e oferită înaintea coerciției, totul se termină cu cum a căzut. Lasă așa cum a căzut. Legea picnicului, spuneam, e deja în vigoare. Discutăm în foarte scurt timp, când ne întoarcem, despre o inițiativă, de data asta nefinalizată, controversată. Țigările ar putea fi vândute din nou la bucată în România. Cu ce efecte? Vedem imediat. Intră în promoția Heineken. Validează codul promoțional de sub inelul dozei pe Heineken.com. Ai șansa de a câștiga bilete la finala UEFA Champions League 2012 din München și mii de alte premii. Știu că am o de suiet și de aia ți-am luat parchet. Redescoperă dragostea renovând. Dedeman, dedicat planurilor tale. Bravo, fetelor! Dar ca să o luați 10 și acasă, mai trebuie puțină mirodenia. 100% natural. Mai trebuie puțin fux. După ce mănânci sau bei, nivelul pH-ului din gură scade periculos de mult. Iar asta este o veste rea pentru dinții tăi. Mestecă Orbit pentru a restabili nivelul optimal pH-ului. Pentru dinți sănătoși, mestecă Orbit după fiecare masă. Orbit. Pentru dinți sănătoși. Cine schimbă seara abonamentele? Da, cu unele noi personalizate. Unele cu minute incluse, altele și cu net, cu SMS, cu roaming. Fiecare cu abonamentul lui, cu ce-i trebuie. Asta e foarte bine. Că nu toți muncim la fel în firma asta. Du-te, de parcă ai rămas vreodată fără minute. Contează chestia asta, dar e o chestie de principiu. Eu sunt esențială în firma asta, da? Esențială. Serios, să știi că nici nu concep să nu am tot. Cu noi abonamente Vodafone Business Profiles, fiecare angajat are exact ce trebuie ca să lucreze perfect împreună. Ai idei, avem soluții. Vodafone Business. Vă prezentăm noul aparat de cafea Tassimo. Oh, Jacob's Espresso. Ce prepară o mulțime de specialități de cafea Jacob's Creonung la tine acasă. Jacob's Latte Macchiato. Hei! Jacob's Cappuccino. Tassimo și Jacob's Creonung. Specialități delicioase de cafea, o atingere de buton. Nu ai aflat încă? Tinere bune circulă repede. Primăvara asta se poartă incredibil de accesibil. Set obiecte sanitare Romstal Zea la 159 lei. Vino acum la Romstal și fă o alegere incredibilă. Comandă-ți un Renault Symbol și odată cu lansarea programului Rabla 2012 îl vei avea la doar 5.000 de euro TVA inclus. Grăbește-te! Stocul este limitat, doar 150 de vehicule. Citroen C3, pe care tocmai l-ați încercat, costă cu 22% mai puțin. Vino să afli noile oferte Citroen. S-ar putea să te ia prin surprindere. Citroen C3, cu o reducere de până la 22%. Citroen, creativ tehnologie. La Cibo, selectăm boabele de cafea mari, desăvârșite, pentru Cibo Arabica. Savurează Cibo Espresso în două rețete italiene autentice, în stilul Milano sau în stilul Sicilia. Cibo, dăruim cei mai bun. Cumpără Cibo Espresso și poți câștiga zilnic un automat exclusivist de cafea Jura pentru a te bucura acum de espressoul perfect chiar la tine acasă. Un anticalcar obișnuit se poate dovedi costisitor pe termen lung. Atât de mult?
O mașină de spălat nouă este doar un nou început. Inundație, reparații care costă și costă. Folosește Calgon la fiecare spălare. O singură tabletă face cât una, două, trei tablete obișnuite. Calgon protejează de 3 ori mai eficient împotriva calcarului. Știți cum e? Ca să faci economie, investești în calitate. M-ați convins? Merită, îl iau! Calgon e singurul recomandat de cei mai importanți producători de mașini de spălat. La Ferestrele Q-Fort dăm credit fără dobândă și comision și garanție extinsă la 10 ani. Q-Fort rezistă. Tu poți să-i reziști? Je regrette ma petite cet instant. Je vois tes yeux tristes et je pense tu es prisonnière dans la nuit. Tu es seule. Tu me cherches. Clienții Groupama sunt mai liniștiți. Cu noul serviciu Alo Groupama, ei știu în fiecare clipă ce trebuie să facă în caz de accident sau în ce stadiu este mașina lor. Groupama, asigurăm tot ce contează pentru tine. Teatrul Național de Operetă Ion Dacian prezintă Chick Corea și Gary Barton, legendele jazzului într-un duet magic. Un concert emblematic pe scena Sălii Palatului, marți 20 martie de la ora 19:30. Chick Corea și Gary Barton, 4 decenii de colaborare și telepatie muzicală, un spectacol eveniment de promovare a noului album Hot House, la București, Sala Palatului, 20 martie, ora 19:30. Și noua noastră ofertă? Vedeți că mai avem, doar culoarea diferă. A, pe argintiu, da. Da, poftiți. Pune mâna cât mai rapid pe Logan Ambiance. Îl iei cu numai 4.000 de euro. TVA inclus. Probleme cu urinarea? Prostamol 1, medicamentul eficient care încetinește mărirea prostatei și reglează urinarea cu doar o capsulă pe zi, minim 3 luni. Prostamol 1, treburi bărbătești, medicament bărbătesc. Renault Fluence, meriți un upgrade. Comandă-ți un Renault Fluence și odată cu lansarea programului Rabla 2012 îl vei avea la doar 9.500 de euro TVA inclus, stoc limitat. Discutăm inițiative controversate la ultima oră. Țigările ar putea fi vândute din nou la bucată în România. Ideea îi aparține unui senator PSD care vrea să o legifereze în Parlament. Asta în contextul în care România are cei mai mulți minori fumători din Uniunea Europeană, iar vânzarea la bucată a țigărilor ar încuraja în primul rând fumatul în rândul tinerilor. Inițiativa parlamentarului social-democrat vine într-un moment în care oficialii de la Bruxelles pregătesc înăsprirea legislației antifumat în Europa. Acum așa ceva este interzis, dar în curând vânzarea la bucată a țigărilor ar putea deveni realitate. Senatorul Viorel Arcaș, cel care a venit cu ideea, spune că din cauza crizei românii nu-și mai permit să cumpere țigări la pachet, iar vânzătorii ar putea da faliment. Comercianții îl contrazic însă pe senatorul PSD. Dacă vânzările la produse alimentare au scăzut, într-adevăr de când a venit criza, țigările se vând mai ceva ca pâinea caldă, chiar dacă prețul unui pachet crește de câteva ori pe an. Vânzările la țigări merg bine în general. 5-6 cartușe pe zi tot merg. Adică 60 de pachete de țigări vândute în 10 ore într-un magazin din scara blocului. Se fumează mai devreme, prima țigare până la 9 ani, cam 50% din adolescenți, din tineri, din copii încearcă o țigare. La capitolul adolescenți, tentația primei țigări este primul pas spre a deveni dependent de un drog. Vorbim de un drog, vorbim de nicotină. De acest drog, milioane de români au ajuns dependenți. Problema este că din ce în ce mai mulți copii fumează încă de la vârste fragede. 28% dintre români fumează și la fel 65% dintre adolescenții sub 16 ani. Specialiștii spun că vânzarea la bucată a țigărilor încurajează fumatul în rândul minorilor. Dacă legea va fi aprobată, înseamnă un pas înapoi. Este prima oară când din nou se oferă adolescentului care nu poate, nu are bani suficienți pentru a cumpăra un pachet de țigări, oportunitatea de a cumpăra țigări la bucată.
Deci e un mod de încurajare a fumatului la adolescenți. La bucată cine cumpără? Decât copiii care n-ar trebui să fumeze, nu? Nu sunt de acord. Pentru că așa se face biznisul mai mare. Automat sunt țigările mai scumpe când se vând la bucată. Vânzarea la bucată a țigărilor a fost interzisă în România în 2002. De atunci numărul fumătorilor a scăzut cu mai bine de 10%. O inițiativă interesantă. Acum, care să fie intenția Cibimogor, de fapt? Aici trebuie să ne punem problema la modul cel mai serios, pe cine reprezintă acest senator. Adică, când tu mergi acolo să reprezinți un grup de oameni, e în interesul acestor oameni ca să putem să cumpărăm țigări? Eu mi-aduc aminte în liceu, asta era obiceiul nostru, terminam școala, ieșeam de la liceu, aveam un butic vis-a-vis de școală, luam câte un... câte o țigară și mergeam și fumam. Asta era oarecum exercițiul nostru, că așa ne permiteam, nu ne prindea nimeni cu cutia de țigară și așa mai departe. Dar pe de altă parte, aici situația și influența industriei împinge și Uniunea Europeană într-o situație extrem de schizofrenică, având în vedere că, eu mi-aduc aminte, fiind în Parlamentul European, într-o zi votam o campanie de informare de câteva miliarde de euro împotriva fumatului, iar peste 3 zile iarăși votam din bugetul Uniunii Europene subvenții pentru cultivatorii de tutun. Adică în același timp Uniunea Europeană susține industria tutunului și cheltuie sume enorme de bani pentru a opri fumătorii. Eu nu-mi dau seama. Acum trebuie să ne decidem. Ori vrem fumători, ori nu vrem fumători. Ce vrem? Este un lucru rău? Nu este un lucru rău. Care e ideea? Pentru că în acest fel ne jucăm cu legislația în stânga, în dreapta, cheltuim o grămadă de bani de la bugetul de stat, punem oamenii până la urmă, expunem la anumite riscuri și nu rezolvăm niciodată nimica. Da, e o întrebare care cât de ușor și-ar putea găsi răspunsul la Nicrețu în legătură cu ce vrem. Apropo de fumat, pentru că arde și baba se medicii piaptă. Spun, de exemplu, că n-ar trebui interzis fumatul nu numai în locurile publice, ci și în mașina personală, mai ales dacă acolo se află un copil. Dacă se află un copil categoric, păi, dar n-are chiar nicio și vină să-l poluezi locuințele proprii, pentru că bine, fumul de țigară circulă și așa mai departe. Fiecare acasă este problema lui, ce face nu mă interesează, dar eu nu vreau să mănânc într-un restaurant, sincer vorbind, chiar am fost să mănânc și eu în seara asta, după o zi de muncă, și am inhalat tot fumul din acel restaurant. Dacă ești viciat și tu fumezi, dar fumează la ajută tine acasă. Ajută la ceva spațiile rezervate nefumătorilor în restaurantele românești? Nu, să-i bagi într-o cușcă pe cei care fumează, nu să mă restricționeze, da, pe mine care sunt om liber. Culmea e că se întâmplă și asta în unele locuri cu efecte la fel de mici, pentru că fumul de țigară concentrat la prima deschidere de ușă circulă în restul. Mai puțin, e adevărat, îi vedeam și au fost alarmați, vai ce, au fost oprimați de parcă cine știe. Domnule, ei reprezintă deviarea de la normalitate, nu eu care nu fumez. Nu luăm sincer partea vreunei tabere în momentul de față, încercăm, da, să vedem. Cibi Magor a spus foarte bine, trebuie să lămurim ce vrem, da, până la urmă la nivel de inițiative. Dar e vorba pe cine... Eu nu înțeleg de ce trebuie să dăm o lege. Pe câte probleme are țara asta? Noi stăm de țigări la bucată ca să ce? Să ne îmbolnăvim mai mult? Și câte interese sunt acolo. Păi, asta spun, asta e altă problemă pe care eu nu o pot controla și nu o pot afirma, pentru că nu am o dovadă clară. Că noi o bănuim, e adevărat. Eu vorbesc ca un cetățean normal, ca un om care este poluat în fiecare secundă de aceste țigări fumate. Dar poți să fumezi cât vrei, până nu mai poți să-ți bagi un pachet, trebuie să-l aprinzi. Dar nu-mi preajma mea, nu-mi fuma mie sănătatea. Nu trebuie să-mi poluez un copil, nu trebuie să-l încurajez ca el să se ducă după ce pleacă de la școală sau într-o pauză să-și cumpere o țigară. Pentru că clar, un român îi dă copilul la școală un ban de o eugenie, de un suculeț, de ceva, nu-i dă de un pachet. Și atunci, dacă tu îi dai de o eugenie, nu mai dă pe eugenie după țigară. Da, încă o dată, situația cred că nu poate fi discutată la un nivel micro. Trebuie să luăm nivelul macro, adică ce, o perioadă foarte bună, nu numai Uniunea Europeană, o perioadă foarte lungă, industria filmului și tot ce există în lumea asta încuraja consumul de tutun. În încuraja, film nu, deci, se mai fumează. Ce s-a întâmplat e că am creat până la urmă un viciu popular care până la urmă a ajuns peste jumătate din oamenii din societate, iar după aceea spunem, acum haideți să ne luptăm împotriva. Ok, aici ne luptăm împotriva problemă lui. Nu avem o viziune strategică. Nu avem o viziune strategică. Într-o zi facem ceva și mâine facem. E clar că e genul de inițiativă care strânește polemică în societatea românească. Pe mine mă revoltă, sincer. Pe mine mă revoltă și mă revoltă pentru că și eu sunt nefumătoare. Dar o perioadă foarte scurtă, pentru că omul de lângă mine s-a luat dintr-un stres, s-a reluat de țigări, ca să-l pedepsesc și să-l fac să se lase, trăgeam și eu până amețeam, dar dăm să... Am rămas fără voce. N-ar trebui să spun că poate mama mă vede acum, dar vorba de 2-3 săptămâni, dar nu e normal, pentru că strici
piele, sănătate, nu mai spun copiii ce pot păți, dar de ce să chinui un copil care n-are nicio vină? Este un factor, el nu e un factor decizional într-o familie, într-o relație, într-o societate. De ce să-l viciez pe el? Îi creez dependența de nicotină fără ca el să fumeze, să bage țigara în gură. Și mă mir și îl cer la 14 ani că s-a dus să fumeze sau la 11 ani când eu îl determin ca adult. Mihnea, unde ar trebui să ne uităm? Din nou, cred că principiul fă ce-ți place, dar nu deranja pe ceilalți, ar trebui să funcționeze, dar problema cu țigara la bucată s-a introdus, s-a interzis, iar a fost voie, da. Iar n-a fost voie, de când știu eu, s-a mai oprit vânzarea la bucată. Păi, tocmai, asta spun, când eu eram în liceu, chiar s-a oprit, ce a avut efect, da. Adică nu cumpăram niciodată. Proiectul de lege exact asta vizează reintroducerea acestui sistem de vânzare la bucată. Și care e motivul pentru săracii oameni care nu au bani? Dacă nu au bani de o mașină de lux, nu-și iau portiera, nu, sau o bucată de oglindă. Dar mai bine mănânci decât să fumezi. Da, sigur. Ai bani de țigări, nu-ți iei, nu fumezi, e un lux să fumezi. Da, e un viciu care e un lux, sigur. Da. Și atunci, dacă n-au bani, ce face? Le vindem atunci, să le vindem un sfert sau jumate. Da. Chiar m-aș uita la justificarea și expunerea motivelor la acest proiect de lege. Dar cine acest om care face treaba asta? Chiar aș vrea să văd cu ce justifică, pe lângă argumentele economice, dar într-o societate normală care ar trebui să respecte cetățeanul, argumentele economice nu sunt. Dar părerea mea nu mai contează acum când vrea să facă o lege, contează numai din 4 în 4 ani și din 5 în 5 ani. Da, bine, în România e destul de ușor să faci legi. Orice deputat poate să inițieze câte legi dorește. Adică nu avem aici o coerență. Oricine are o idee, creață și face o lege. Asta nu e. Am testat cumva piața, dacă vreți, prin acest exercițiu de dezbatere și o să mai discutăm cu siguranță. Spuneam că există peripeții cu etnii în România și una dintre ele are legătură nu cu romii trecuți ca maghiarii la Giurgiu de zilele trecute, ci cu un alt episod, și anume înscrierile la un liceu cu predare în limba germană, cu declarații de tipul mă numesc Popescu, dar declar că sunt de etnie germană. S-au confruntat liceele cu predare în limba maternă. Autorii acestor declarații sunt părinți care vor cu orice preț să-și înscrie copiii la clasa pregătitoare sau la clasa 1. Nicio autoritate din România, atenție, nu are voie să-i pună pe părinți să-și dovedească etnia, așa că școlile cu predare în limba germană sunt obligate să înscrie pe acești copii pe care părinții îi declară de origine germană. Zeci de părinți români s-au declarat de etnie germană pentru a-și înscrie mai ușor copiii în clasa 1 și clasa pregătitoare la un liceu german. Problema este că nimeni nu-i poate obliga pe acești părinți să demonstreze că sunt de etnie germană. Unul s-a dus să-și fotografieze crucea bunicului care dovedește că e de etnie germană. Și acum te vei trezi cu 80 de popești, 50 de ionești care nu și-au schimbat niciodată numele, că sunt deodată fiul nepotul lui Goethe și lui Heine, pe care Eminescu spunea, știți-l pe la și că mă plimb cu Goethe și Heine. Eu am făcut liceu german, mă numesc Schrager, dar nu-s de etnie germană, mă ciudat. Tantii mea, fratii meu, bunica, bunicu, străbunica, străbunicu, au făcut liceu german și eu trăiesc cu stresul că o să vină Ionescu, Georgescu, Popescu. O altă problemă este că Ministerul Educației a interzis orice formă de testare a copiilor pentru înscrierea la clasa pregătitoare și la clasa 1. Între timp, Ministerul s-a răzgândit și a transmis școlilor că își pot testa copiii în a doua perioadă de înscriere printr-un dialog. Pentru că se numește clasa pregătitoare, nu poate exista nicio formă de testare. Acel dialog nu este un test? Nu, este un dialog. Mâine este ultima zi în care școlile pot înscrie copiii din circumscripție. În perioada 20-27 martie urmează etapa de înscriere a copiilor la altă școală decât cea de lângă domiciliu. Fiecare încearcă să-și rezolve anumite probleme. Acum vedem că și etnia începe să joace un rol important în povestea asta. Cibi Magar. Se întâmplă acest lucru. Până la urmă nu se știe care e țelul pentru o perioadă lungă, care e ideea părinților întotdeauna, dar se întâmplă cazuri pozitive, se întâmplă cazuri negative. Eu nu văd nimic negativ în acest lucru. Până la urmă poți să dai copilul la ce școală dorești. Nu se poate. Legea Nu te mai lasă lege. De anul ăsta asta este și problema și lucrând în două școli vă pot spune că e o întreagă tragedie. Oameni care au ajuns să recurgă la divorț ca să facă parte dintr-una dintre categorii. Da, vorbesc foarte serios. Care să-și facă buletin în
zona școlii respective unde Nu, asta mi se pare să o operație, nu avem înțeleg. De inițiative se dau legi împotriva cetățenilor. Florărea Saturcoaică plângea în fața blocului meu pentru că au refuzat școala unde aparține copilul, l-au refuzat să-l ia la școală. Am spus, haideți, chem pe cineva, rezolvăm situația și a zis, nu vreau scandal, mai bine căut. Mulțumesc foarte mult pentru prezența alături de noi. Ne oprim aici. Despre inițiative controversate vom mai avea ocazia să discutăm cu siguranță. Vin știrile de la miezul nopții cu Aneta Sângiorzan. Sunt Edmond Tălmăcean și vă prezint realitatea așa cum e. Noi facem știrile. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you. Când salvăm o viață, facem alte zeci fericite. În fiecare zi, ambulanțele SMURD salvează tot mai multe vieți oriunde în țară. Cu ajutorul unei soluții de telemedicină unice în Europa, dezvoltată de Vodafone și susținută de cea mai bună rețea. Acum ambulanțele transmit date și imagini prin internet securizat spitalelor. Trimite elicopterul acum! Unde medici specializați pot evalua complet starea pacienților. SMURD și Vodafone. Un parteneriat pentru viață. Tommy, de gustul. Gata, m-am decis. Da? Să-mi botez pumnul. Pe ăsta-l botez puternic, pe ăsta amărui. Și cu șiu ce face? Neumarkt, gustul puternic și amărui care să rămâne în minte, de la Hamei pus din greu. Am mai stat și la film? Pardon. Bravo, fetelor! Dar ca să o luați 10 și acasă, mai trebuie puțină Mirodenia. 100% natural. Mai trebuie puțin fucs. Je regrette ma petite cet instant. J'y vois tes yeux tristes et je pense tu es prisonnière dans la nuit. Tu es seule. Tu me cherches. Clienții Groupama sunt mai liniștiți. Cu noul serviciu Alo Groupama, ei știu în fiecare clipă ce trebuie să facă în caz de accident sau în ce stadiu este mașina lor. Groupama, asigurăm tot ce contează pentru tine. Citroen C3, pe care tocmai l-ați încercat, costă cu 22% mai puțin. Vino să afli noile oferte Citroen. S-ar putea să te ia prin surprindere. Citroen C3, cu o reducere de până la 22%. Citroen. Creativ tehnologii. Mami! Hai să-l tragi pe gelul, că l-a prins curentul! Carmol Frecție te pune pe picioare. Dragostea trece. Q-Fort rezistă. 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 Revista americană Time a publicat un studiu în care se arată că bancnotele noastre din portofel sunt pline de bacterii. Iată de ce ar trebui să avem un microscop la noi ori de câte ori mergem la un bancomat. În ziua de azi, un microscop arată cool, arată ca o cameră foto și vede totul în amănunt. Microorganismelor, zâmbiți, vă rog! Și așa a fost înlocuită poza la minut
cu poza la microscop. Camera digitală microscop are o rezoluție foarte